lume! Ok, zi tu, Remaxis. Bine ați venit la un nou episod din Casa de Piatră cu peștera la subsol. Și cu tunelul și cu de toate. Vom vedea unde se termină tunelul. Bine, pentru Trinder, eu l-am văzut deja. Hai încoace, unde fugi? Stai, bă, că mie nu-mi place pământul ăsta aici. A, bine, dar folosește și tu o lopată. N-am. Cum gata. Da, vezi cum se vede diferența. Las că-mi place. Umoară și... Dar îți arăt dacă vrei cum să faci și pietriul ăsta. Trebuie să-l pui pe foc. Și ce se transformă în culoarea asta. Lasă-l. Hai, să băgăm viteza. Unde-s geamurile? Bine, aici n-am. Aici sunt departe de geamuri, știi? Ca să le pun. Alege. Mamă, uite cât apariat e de astăzi. Bun, alege. Hai, linii. Bă, dar ce ai făcut aici? Eu, dacă te-a cărnat de lung. Dar știi, știi ce o să facem aici, nu? Nu știu. Un sistem de șine. Gândește-te doar. Atât? Nu, dar de unde? De-te de aici, de-te un pic. Uite-ți priveliște. Păi și aici... Acum avem cai, putem să-i luăm, să călărim, mai trebuie șah. Ok, hai partea aia altă. În cui? Bun. Aici am pus o ușă să nu intre monștri și am pus torcea. Hai să vedem partea cealaltă. Lasă că modificăm după aia, numai asta am făcut-o că vreau să pun șine. Să avem între de patru colțurile, știi? Sud, nord, vest, est. Ok, aproape și gata casa, dar cu și mobilăm casa. Patru mobile. Avem? Hai. Da. Avem cu ce. Dacă nu mă duc eu să mor vreo 300 de băi, aduc 400 de lenghi. Dar o le putem prinde și aduce casa, facem grăjire, habar n-am, greu și ceva. Vedem, facem și graj, facem de toate. Hai să vedem unde se termină asta. Asta în spatele casei, unde ne-am dat noi respawn, aici. Uite ce fain. Bă, uite niște chei pe aici, niște ciolani, ce n-ai de asta. Eu am urât, probabil soarele. Uite ce fain arată, nu? Da, eu mă duc să explorez, tu continuă. Că mă duc, te caut deșertul de 3 zile și gândește că încă n-am dat de el. Tu nu știi cum mă simt, dar eu știu cum mă simt. Și mie îmi place deșertul, acolo pot să mă joc cu captul și pot să-mi iau o piatră ca animal de companie. Prin anii 80 era foarte în trend chestia asta, că vindeau o piatră americană ca animal de companie, gândește. Am făcut un documentar de asta pe Discovery și apoi, cum să zic, jumătate din mai mult mai am râs. Ioi, mai, auzi, Nu ai cumva fier la tine? Nu. Nu, unde ești? Oi, cream că ești acasă. Stai că eu trebuie să mă duc până în casă. Că vreau să îmi fac o șa pentru cai. Bun, eu mă duc în mine jos. Apropo, știi că am săpat aia în casă, chestia aia? Ce? Aia în jos, în loc de nisip. Da. Păi ai putea să o conectezi cu casa. Înțelegi ce vreau să zic? Da. Bun, hai că mă duc după fier. Aici avem lavă. Cum am intrat, am și găsit fier.
o singură problemă avem acum. Dacă merem în mine, suntem ca și morți. Adică? Monștri. Lin? Nu, am găsit un monstru, dar asta nu înseamnă că nu sunt mai mulți. Dacă înțeleg la ce mă refer. Și tot simt, parcă simt că cineva mă urmărește. Bun, aici un zombie. Da, bravo. Nu îmi dai seama ce bine am făcut ca sediulat. Asta cu paia îmi vine. Dar nu știu cum trebuie să mă gândesc cum să fac să aduc toate alea sus, știi? Tu știi ce fac acum? La fiecare pas făcut, pun o torță. Auzi, vrei să ai și tu cale? Păi, calorim. Bun. Trebuie să facem un graj. Hai. Ah, bine. Să vedem. Luna viitoare, dacă o să mai facem și alte serii, ne cumpărăm serverul celălalt și, cum să zic, putem băga moduri și asta e un mod în care putem pune niște roboți să ne farmele și le arătăm un loc și scoboară până văd cu scara. Să dai seama ce tare. Ce nivel ai? 17. A, chiar că tu n-ai murit. Eu nu mai știu unde să minez. Până și câteva s-a pograu pe gură.
am găsit. Ghici. Ceva care e foarte valoros. Diamant. Trei diamant. Cât e minutul? Ah, 10. Mai putem. Ok. Bun, un turn of comis s-o dus. Am 1 și vin. Deci gândește că acum eu sunt mina și e jos de tot. Știi de ce? De nivelul pământului. Și afară e negru, întuneric. Și? Care pluma? S-a terminat orțele. Și ea? Stai să vedem, poftim torce. Torce... Da, uite monstru, vini, vini cu arcul. Ai arc? Nu. Las că eu le dau cu sabia dacă vini. Și eu. N-ai stricat aia care am făcut eu, nu? Te mișc, am încercat. Păi, pun eu torță. A, poftim lopata. Da. Îmi mai dau una? Nu, las. Deci am pus-o în spatele tău. Spate. A, văd drum. Tu ești bine, nu? Bun. Parge acolo, te apăr eu. Ai segeți? Da. Dă-mi coace. Dau după ei de rup. Os, segeată. E destulă. Că o pot recupera. Bun, hai că mă duc. Mai dăm torți. Da, ce-am dat? 64. Ah, da. Eu mă duc să pun... Oh! Bun. Ce bine că am arcul. Nu! Bine, ne-a distrus o parte din casă. Cine? Un monstru, că m-am prins unul cu arcul către el și celălalt m-a pușcat. Dar nu-i grav, pot să reconstruiesc, cred. Așa. Da, e grav, nu pot să reconstruiesc. Și? Păi n-am atâtea scări pentru început. Nu mai tare între scări tot dracu. Bun, stai să vedem ce am vrut să fac. Da, mă, voi chiar nimic. Bun, stai până te ocup tu de aia, eu mă uit aici cum să fac o chestie. La tine sună sau la mine? Monstru? Da. La tine. La mine.
N-am recunut de piept aici. Da, mă, eu nu înțeleg o chestie, de ce nu mere chestia aia? A mea care am făcut-o. Trebuie să-i atrag în ceva. Microfonul tău leacă. Din nou? Acum? Mai bine. Bun, pentru că n-am făcut nimic. Stai că să vă vine? Deci, da, deci bun. Păi da, bun. Vreau să cum facem mai tot lumea acum. Tot sună zombie, dar nu știu unde-i. Mai mănâncă și tu, mă, dacă... Am mâncat. Bun. Să trece niște arcă la pe aceea, a rupt. Bun, hai să încheiem și episodul de azi, ok? Ok, dar să rămâne și episodul ăsta să încheiem. Bun, nu uitați să dați like și subscribe. Cum îți iau săgeata din schinari? Ce să-mi iau? Hai o săgeată și tată în spate. E că dau și eu una. Dă-i. Ah, aveai un arc, nu în schinari. Bun, deci băie, toată lumea v-am lăsat episodul ăsta și ne auzim în episodul următor. Bun, salut! Salut!